Noapte de coșmar pentru un turist slovac care a urcat în urmă cu două zile în masivul Parâng împreună cu alți doi prieteni de aceeași naționalitate și s-a rănit după ce a alunecat cu motocicleta pe care o conducea într-o zonă situată la peste 2000 de metri altitudine. Către zona respectivă a pornit o echipă de jandarmi montani și de salvamontiști. Aceștia au parcurs un traseu destul de dificil și după 5 ore au ajuns la stâna unde se afla motociclistul accidentat. Acesta prezenta vătămări la nivelul toracelui, la nivelul piciorului și având în vedere că avea și o greutate considerabilă, peste 120 de kg, iar traseul care urma să-l parcurgem cu turistul accidentat pe targă era unul dificil, s-a luat măsura de către echipele de intervenție din teren ca acesta să nu fie transportat pe timp de noapte. Am asigurat de asemenea o doua echipă de intervenție în cadrul jandarmilor montani din Parâng, care a mers în zonă pentru a asigura alimente și mijloace necesare suplimentare echipelor care acționau în teren, iar în cursul dimineții, după o nouă analiză a modului în care se va acționa pentru salvarea tânărului, am luat decizia de a solicita un elicopter pentru a asigura salvarea pe cale aeriană a bărbatului accidentat. Echipele de salvare au făcut un foc pentru a-l proteja de frig și au așteptat să se facă zi, pentru ca un elicopter smurd să-l preia pe turist. Bărbatul a fost transportat la un spital din Târgu Mureș pentru a-i se acorda îngrijiri medicale de specialitate. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean, această intervenție a fost cea mai dificilă din ultimii 5 ani.